ziua! Bună ziua, stimați urmăritori! Am plăcerea de a anunța că, în sfârșit, noi am început, după lansarea platformei EBMS, am început perioada de subscriere, începând cu data de 16. De fapt, începând cu azi, până pe data de 25. Foarte pe scurt, ce se întâmplă în această perioadă, și după care voi intra în chestii mai generale despre platforma EBMS. În perioada 16-25 septembrie are loc subscrierea în platformă, ceea ce înseamnă că toți utilizatorii platformei care doresc să investească în valori mobiliare de stat pot să anunțe sau să își anunțe intenția în platformă despre volumul valorilor mobiliare de stat pe care sunt gata să le procure. Deci, dumneavoastră, arătați doar din ce cont bancar doriți să achitați valorile mobiliare de stat și care este suma pe care sunteți gata să o investiți în valori mobiliare de stat. Amintesc că valoarea nominală minimă este de 100 de lei, plafon maxim nu există, atâta cât considerați dumneavoastră necesar. Ce se întâmplă după această dată? Imediat după 25, a doua zi, pe data de 26, noi facem totalurile subscrierii. Pentru dumneavoastră, ce înseamnă acest lucru? Banii din cont vor fi decontați și în portofelul personal veți vedea că sunteți deținătorul a unui volum de valori mobiliare de stat și din perioada respectivă sau din data respectivă începe să curgă scadența valorilor mobiliare de stat, care este de 2 ani. Plata, așa numitul cupon, plata dobânzilor se efectuează în 4 tranșe, adică odată la jumătate de an, ceea ce presupune că dumneavoastră în martie 2025, în septembrie 2025 și martie 2026 veți primi plata pentru dobânda din valoarea valorilor mobiliare de stat pe care le dețineți. Condițiile sunt următoare: 6% e o rată a dobânzii fixă anuală, veniturile generate de această rată a dobânzii nu sunt impozitate, adică nu achitați nimic. Este una, probabil, foarte avantajoasă în comparație cu alte instrumente sau alte opțiuni de investiții existente pe piață. Este, amintesc, o investiție foarte sigură, este totalmente garantată de stat, acest lucru, ce înseamnă că dumneavoastră veți primi garantat în termen și integral suma pe care o investiți și rata dobânzii care urmează să fie calculată. Aceste valori mobiliare de stat au și o lichiditate mare, ceea ce înseamnă că dumneavoastră în orice moment le puteți răscumpăra sau le puteți vinde. Le puteți pune în gaj, de exemplu, când contractați un contract de la una din instituțiile financiare. Ce trebuie să faceți pentru a subscrie în această perioadă, 16-25 septembrie, în primul rând să vă creați un cont pe platforma ebms.md. Pentru acest lucru sunt trei elemente necesare. În primul rând aveți nevoie de semnătură electronică calificată pentru a vă crea cont. Trebuie să aveți 18 ani, să fiți cetățean al Republicii Moldova, indiferent unde vă aflați, sau pe teritoriul Republicii Moldova, sau în afara țării, și să aveți un cont la una din instituțiile financiare din Republica Moldova. După ce vă deschideți, vă creați contul, Ministerul Finanțelor, în maxim o zi, de obicei durează câteva ore, validează acest cont urmând anumite rigori de securitate, după care dumneavoastră puteți să participați la subscriere, care, menționez încă o dată, se cheie pe data de 25 septembrie. Mulțumesc mult pentru atenție, vă încurajăm să participați la
prima emisie de valori mobiliare de stat prin platforma de vânzare acestora direct cetățenilor. Mulțumesc!